tehnologia interacționează sau schimbă mai degrabă toate interacțiunile din cadrul societății. Tehnologia în sine este non-deterministă, adică nu este nici bună, nu este nici rea. În esență, este vorba de modul de utilizare al acesteia, care poate să fie bună sau rea. Dacă am fi, de exemplu, niște oameni preistorici, exagerez în mod voit, în jurul unui foc și apare o sabie în fața noastră, sabia aia poate fi folosită să ne tăiem între noi, să ne omorâm sau poate am putea să vânăm pentru familiile noastre. E un exemplu banal, dar arată acest lucru. Ce se întâmplă cu inteligența artificială și cu tehnologiile astea emergente este că accelerează până la derapaj o serie de procese economice, sociale, inclusiv politice, cu care noi eram obișnuiți ca societate. Și din punctul meu de vedere, am spus-o și în trecut și o repet, provocarea majoră a vremurilor noastre este legată de modul în care vom reuși să calibrăm instituțiile statului și statelor noastre, astfel încât ele să răspundă așteptărilor legitime, dar total accelerate ale cetățenilor noștri.